Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Ginițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și el să ne binecuvinteze pe toți. Frați și surori, o nouă zi în viața noastră, o zi de bucurie, o zi de încercare, o zi ca toate celelalte zilele pe de o parte, însă o zi unică dintr-un alt punct de vedere. Ca toate celelalte, pentru că este o seară și o dimineață, mâncăm, dormim, bem apă, ne gândim la Dumnezeu, ne rugăm sau nu, citim Biblia sau nu, o zi unică pentru că n-a mai fost niciodată, este doar acum și nu va mai fi niciodată. O zi în care Dumnezeu a pregătit anumite fapte în care să umblăm și putem să fim în planul lui Dumnezeu sau paralel sau perpendicular mai grav pe planul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta vă chem pe toți să vă concentrați la stăpân și la cuvântul lui. El este același pentru noi toți, indiferent cine îl rostește. Să stăm înaintea Domnului cu discernământul cu care stau oamenii lui Dumnezeu, cu care stau trecătorii prin viață conștienți că sfârșitul e mai aproape decât speră ei. În dimineața aceasta ne întoarcem la Cartea 1 Timotei, din care studiem noi duminică dimineața, chiar dacă anul acesta fiind extrem, extrem de aglomerat, niciodată n-a fost o perioadă așa de aglomerată de când sunt eu la Biserica Betania, n-am avut decât două dimineți de duminică în care să ne concentrăm asupra acestui studiu, aceasta este cea de-a treia. Ne bucurăm de timpul acesta aglomerat pentru că a fost aglomerat cu lucrurile Domnului, cu sărbători și cu tot felul de activități care le considerăm sfinte și folositoare pentru suflet. Uh, unul timotei este cartea la care am încercat să fac o scurtă introducere în două uh, dimineți când am avut ocazia, aceasta fiind cea de-a treia, și aș vrea să închei cuvântul acesta de introducere prezentând schița cărții, adică să ne facem în mintea noastră, să avem în mintea noastră un plan de ansamblu asupra cărții. Cartea aceasta noi o numim carte, dar ea este o scrisoare. Așa cum noi scriem scrisori, electronice sau pur și simplu cu pixul pe hârtie, tot la fel Pavel a scris o scrisoare. Și când a scris această scrisoare, el a avut un scop. Și scrisoarea aceasta este puțin mai lungă, spre exemplu, este împărțită de oamenii Bibliei în șase capitole. Și ea are o schiță, are un plan, comunică anumite gânduri, alcătuite și legate unele de altele prin elemente de tranziție într-un anumit fel. Vreau să prezint această schiță ca mai apoi, luni, pe rând, bucățile schiței, să avem în minte întregul. Înainte să procedez la asta, o să citez două versete ca să vă aduc aminte care este scopul acestei scrisori pe care Pavel o scrie către mai tânărul său, ucenic Timotei. Și citesc din capitolul 3, versetele 14 și 15. Îți scriu aceste lucruri, care? Scrisoarea. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea, adică cu speranța, că voi veni în curând la tine. Dar, dacă voi zăbovi, dacă voi întârzia, dacă nu voi putea ajunge la tine mai repede sau deloc, vreau să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. În concluzie, Pavel știe că Timotei este un bărbat tânăr, dar e pus într-o lucrare grea, complicată și responsabilitățile îl depășesc. De aceea vrea să ajungă la el pentru ca să continue procesul de instruire, să-l încurajeze, să-i mai dea sfaturi și să fie alături de el, formându-l ca pe un bărbat în lucru Domnului. Dar Pavel e conștient de faptul că nu face ce vrea el, ci ce vrea Dumnezeu și anticipează și riscul că nu poate ajunge și atunci spune: dacă totuși nu pot ajunge, îți scriu măcar această scrisoare și prin ea o să ajung eu, mintea, gândurile mele și prin scrisoarea aceasta vreau să ți aduc aminte și să te învăț cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Fiecare om care intră în biserică are impresia că știe cum să se poarte. Lucrul acesta este limpede. La fel de limpede este că e greșit. Unul Timotei, capitolele 1 la 6, schița cărții. Scopul lui Pavel este să-l învețe pe Timotei cum să se poarte în casa lui Dumnezeu, cum să elimine ereziile, adică învățăturile greșite, care destabilizau biserica, dezechilibrau biserica, și cum să, cum să promoveze învățătura unitară, divină, care dătea bisericii unitate, direcție și viziune. Și astăzi este la fel. Pavel a murit, Timotei la fel, dar realitatea a rămas. O grămadă de învățături diferite una de alta, pentru că s-a dus de oameni diferiți, oameni educați în zone diferite, în biserici diferite care mai de care cu priceperea lui, cu interpretarea lui, fiecare aude una la unu, una la doi, una la trei și vine cu ele și le descarcă în biserica în care e membru. La fel a fost și atunci. Și Pavel spune, trebuie neapărat să-i spun lui Timotei să aibă grijă cu privire la învățătură. Frații mei, ceea ce dă direcție unei biserici nu-i muzica. Ceea ce dă direcție unei biserici este învățătura. Muzica are cu totul alt scop. De aceea învățătura este importantă. Și de aceea pentru Pavel a fost esențial să-i spună lui Timotei, învățătura trebuie să fie unitară. Nu putem să spunem despre același lucru în trei feluri. Și nici măcar în două. Pavel a anticipat pericolul în starea de vorbă pe care a avut-o cu prezbiterii atunci când în capitolul 20 din faptele apostolilor, aduceți-vă aminte de celebrele capitole 19 și 20 în ceea ce privește istoria bisericii din Efes, acolo unde Pavel îl delegă pe Timotei să meargă și să slujească. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune de situația pe care Pavel a întâlnit-o acolo, capitolele 19, capitolul 20 de asemenea, Versetele 29 și 30, eu nu le mai citesc din lipsă de timp, însă vreau numai să spun că Pavel a anticipat riscul la care se va expune Timotei. Era un bărbat tânăr, era bolnăvicios din punct de vedere fizic, de felul lui, avea o structură fizică bolnăvicioasă, era timid din punct de vedere al structurii emoționale, al personalității lui, era un om retras, foarte sensibil, delicat, ca o fată. Și îl trimite Pavel în mijlocul unei lupte teribile unde veneau tot felul de învățători numiți iudaizatori, oameni care spuneau Hristos ca și Hristos, dar legea e unde este. Și Pavel anticipează riscurile la care se confruntă, dar nu numai riscuri interioare, și exterioare. Priviți violența cu care s-a confruntat Pavel când slujește în fapte 19 Nefes. Și pe Timotei îl trimite în orașul acela teribil unde era zeița Diana, celebra zeiță, una dintre cele șapte minune ale lumii, unde era cultul idolatriei unde Dimitrie făcea idol pe care îi vindea și a creat o revoltă, o mișcare populară împotriva evangheliei care a spus oamenilor să nu mai cumpere idoli. Toate lucrurile acestea nu s-au terminat într-o zi. Plecând în Macedonia, Pavel l-a lăsat pe Timotei să slujească și să păzească biserica de învățăturile greșite, promovând învățătura lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl spune el în epistola pe care o scrie, în scrisoarea pe care o scrie, versetele de la 1 la 3. Către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare, pace, mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuge curat și mi-aduc aminte de lacrimile tale, doresc să te revăd, mi-aduc aminte de credința ta și așa mai departe. Observați că Pavel îi dă niște instrucțiuni clare care pot fi puțin sistematizate, așezate matematic, logic, pentru o mai bună memorare, dar și înțelegere. Și îi spune în capitolul 3, versetul 15, tocmai am citit, Cum să se poarte în Casa lui Dumnezeu? E foarte greu să știi cum să te porți în Casa lui Dumnezeu. Uneori e greu să știi cum să te porți în casa ta. Nu este așa că e greu să știi cum să te porți în casa ta când apare un conflict? Stai și te gândești cum să fiu, să fiu aspru, să fiu dur sau mai bine să mă retrag, să fiu înțelept, blând, mai bine să mă rog. Un copil îi spui să vină la 11 acasă, plus minus și se întoarce la 1-2. Cum te porți? Stai și te gândești, măi, să-l pedepsesc, să-l iert, să vorbesc frumos cu el. Apare o datorie pe care nu o mai poți acoperi mâine este ziua în care trebuie neapărat plătit o sumă de bani și nu ai banii. Și stai și te gândești, măi ce să fac, să mă împrumut la cine? Toți sunt ca mine. Să trec dincolo, intru în probleme cu banca, am strig recordul și sunt o grămadă de situații în viață, în casa ta, în care zici, cum e mai bine să mă port? Dar în biserică, biserică e extrem de complicat. În biserică lucrurile sunt și mai greu de controlat. Orice vorbă poate fi răsucită de o mie de ori. Și sunt situații în care aproape că nu mai știi cum să te porți. Nu mai știi cum să te porți. Și nu-i explic de ce, că nu-i nevoie. Experiența fiecăruia este suficientă. Ei, Pavel știa asta și îi spune lui Timotei, dar nu ca membru, ca lider. Că dacă e greu ca membru, ca lider, e extraordinar de complicat. Și îi spune Pavel lui Timotei, vreau să fiu sigur că știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Pavel, dacă cred că nu, știi, crezi că nu știu, nu vreau să spun că nu știi. Vreau să spun că trebuie să știi mai mult și mai mult, că oricât ai ști niciodată nu știi. Ce e omul în fața dificultăților? Că pleacă una și vin cinci și rezolv două și vin zece. Al doilea lucru pe care Pavel vrea să-l facă, capitolul 4, versetul 11 sau 16 și capitolul 6, versetul 2, să îi explice că el trebuie să invețe învețe pe alții. Era treaba lui Timotei să învețe pe alții. Ei, vremurile s-au schimbat și alții vor să-l învețe pe Timotei, dar vremurile sunt vremuri. Pavel a spus lui Timotei așa, trebuie să știi să înveți pe alții. Ai calitatea de lider, de învățător, fă slujba, conducând ca lider și învățând ca învățător. Învață-i pe oameni. Nu-i poți corecta, nu-i poți îndrepta, nu-i poți direcționa, nu le poți da viziunea decât prin învățătură. Ce posibilitate are pastorul și învățătorul să vă îndemne la pocăință, la moralitate, la cruce, la tot ceea ce trebuie, decât prin învățătură. Dacă ni s-ar lua dreptul să învățăm, cum alt altcumva am avea șansa să vă influențăm? Oamenii spun să fie predicile mai scurte, dacă se poate fără ele, bine, bine, le eliminăm. Dar atunci, cum vom influența poporul dacă nu avem posibilitatea să ne adresăm lui? Dacă eu ți-au dumitale ca tată sau mamă dreptul să stai de vorbă cu copilul și să-i spui, mă copile, mă copile, mă copile, mă copile, cum îl vei învăța altfel? În timp ce doarme? În timp ce mâncați? În timp ce vizitați stau, Oricum! Ai nevoie să-l chemi și să ai o vorbire cu el. Și în vorbirea aceea să-i spui, n-ai făcut bine aia, fii mai serios acolo, ascultă mai mult pe mama ta, fii mai punctual la venirea în casă, ai grijă cu mașina, nu mai merge tare. Și așa mai departe, îl influențezi pe copil prin învățătură. Biserica trebuie influențată spre Hristos, ăsta e rolul învățătorului prin învățătură. Pavel îi spune lui Timotei, învață-i pe oameni, influențează-i prin învățătura ta. Corectează-i prin învățătura ta. deschide ochii prin învățătura ta. Motivează-i prin învățătura ta. Îmbărbătează-i prin învățătura ta. Și toate celelalte. O școală unde profesorul e mut, nu mai imaginați-vă cine ar mai merge la școala aceea. O școală unde pastorul învățătorul este mut, nu mai imaginați-vă ce biserică, o biserică unde pastorul învățătorului mut, nu mai imaginați-vă ce biserică aceea, o biserică unde Timotei era mut, nu mai imaginați-vă ce biserică era aceea. Timotei trebuia să vorbească și vorbirea lui trebuia să conțină învățătură. Apoi, în capitolul 4, versetul 15, Pavel spune, Îndeamnă -i. Învățătura e diferită de îndemnare. Care e diferența? Păi diferența e următoarea. Merg la fratele Viorel și îl învăț. Și plec. Dar constat că mai are nevoie să mă întorc. Și să mai repet anumite lucruri, să mai subliniez anumite lucruri, să mai întăresc anumite lucruri, să mai insist asupra unor anumite lucruri și mă întorc, acum el știe, dar mă întorc și insist în anumite aspecte. Îndemn, nu te lăsa. Acolo așa, acolo așa. Învățătura îndemn, învățătura e informarea, adică aduci voia Domnului la cunoștința Lui. Dar ce copilul nostru nu știe că trebuie să-și facă singur patul? Ba da! Dar de câte ori îi spunem într-o copilărie până la 20 de ani? Îi spunem de vreo 2 milioane de ori. Sau alt exemplu, poate am luat cu facerea patului, dar pot să spun altceva. Seriozitate, lipsa minciunii, echilibru în folosirea computerului și așa mai departe. I-am spus odată când avea patru ani, nu știe, ba da, dar atunci de ce îi mai spunem? Îl îndemnăm. Și de câte ori? De învățat îl înveți odată și de îndemnat îl îndemn toată viața. E corect sau nu e corect? E corect, fraților. Capitolul 2, versetele de la 1 la 12. Cum să conducă slujba publică? Slujba publică e foarte greu de condus. Și aceasta doar pentru simplu motiv că sunt oameni care vor mai multă muzică, oameni care vor mai multă predică, oameni care fiind mai amărâți vor să se roage, oameni care fiind mai bucuroși vor să se închine și în general dorințele oamenilor sunt foarte diferite. Sunt foarte diferite. Și atunci când stai la masă cu familia dumitale, n-ai observat că unul dintre copii spune eu nu mănânc asta. Și sunteți patru persoane. Și sunteți legați prin legături de familie. Domne, nu vrea să mănânce treaba aia. Și atunci se duce în frigider și, și ia brânză și salam și mănâncă. Dar nu mănâncă el mâncarea aia făcută de mama, numită felul 2, că nu-i place. Dar în biserică unde sunt 400. Câte feluri de brânză ar trebui să avem în frigider? Ei, Pavel spune următorul lucru, cum să conduci slujba publică. Apoi, în capitolul 3, versetele de la 1 la 13 și, de la, și capitolul 5, de la versetele 19 la 25, noi vom insista la vremea potrivită, am anunțit asupra acestor lucruri, cum să aleagă noi lucrători. Cum să aleagă noi lucrători. Lucrul acesta, dumneavoastră, știți că este complicat. Foarte complicat. Pavel a știut că Timotei va fi ținta multor atacuri, din pricina oamenilor firești din biserică și din pricina oamenilor care nu-și înțeleg locul. Și atunci încearcă să îi explice ce trebuie să facă. Pavel îl împuternicește pe Timotei public și oficial pentru următoarele motive, pentru ca să-i autorizeze slujirea. Dacă o persoană nu este împuternicită public și oficial și numită într-o oarecare poziție, Biserica nu-l recunoaște, nu recunoaște slujirea acelui om în domeniul acela. Spune, dar tu cine ești să faci asta? Dar dacă el este numit public, atunci Biserica știe, el este așezat pe poziția aceea. Ei, Pavel îl așează pe Timotei public și oficial pentru ca să-i autorizeze slujirea. În al doilea rând, pentru ca să. Îl delege în intervenții de corectare. Nu mai citiți versetele 3-4 din capitolul 1, versetele 11-12 din capitolul 2 și versetele 4-6. Pavel a, a trebuit să corecteze când ești tată, aduci ciocolată copiilor, dar uneori și corectezi. Ei, atunci când ai o slujbă de conducere în biserică, trebuie să-i corectezi uneori pe oamenii care se abat de la dreapta direcție. E adevărat că lucrul acesta este foarte complicat, pentru că absolut toți oamenii cred că nu trebuie să fie corectați. Și copiii noștri când îi corecte spune, da de ce, ce pe soră mea nu El nu vrea să te uiți la el, vrea să te uiți la sorsa. De ce face asta? Să scape. Că nimănui nu-i place să fie corectat. Ei, Pavel îi spune lui Timotei, trebuie să corectezi, dar pentru asta îl numește păstor, lider al bisericii, ca să-i delege în felul acesta dreptul de a corecta. Și încă un motiv pentru care Pavel îl numește public și oficial pe Timotei slujbaș în biserică, să-i justifice acțiunile dure pe care Timotei le va avea. Acțiunile dure pe care Timotei le va avea. Poate vă veți întreba, Pavel a avut și astfel de acțiuni dure? Păi nu mai vă citesc un verset și dumneavoastră încercați să vă imaginați din versetul acesta cam cum a fost acolo în mod real în biserică. Pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și celorlalți să le fie frică. Pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, adică în public. Ce ați zice dacă fratele lui ar face asta? Ce ați zice dacă un alt slujitor ar face asta? Cum ați califica lucrul ăsta? Specific românesc, nu, în America nu merge că e democrație. Nu m-a încercat să fii sincer și obiectiv cu cuvântul Domnului. Noi pretindem că norma noastră de învățătură este Biblia. Dar Scriptura spune următorul lucru liderului. Mustrăi înaintea tuturor ca și celorlalți să le fie rușine și frică știind că dacă vor face la fel, la fel vor fi tratați. Vă întreb, Câtă autoritate ar fi trebuit să aibă Timotei să facă asta? Era un tinerel, 20-30 de ani. Probabil că s-au pocăit și oameni de 50-60. Știți cum este atunci când trebuie să mustri pe cineva mai în vârstă? nu e ușor. Pentru că te simți mai tânăr și trebuie să-i dai respect celui mai în vârstă. De aceea Scriptura spune, mustră pe cei bătrâni ca pe un tată. Dar mustră-i, că și cei bătrâni trebuie mustrați, nu numai cei tineri. Toți oamenii au nevoie de mustrare. Ei, de aceea, Pavel îl recunoaște pe Timotei public și oficial ca și lider al Bisericii, pentru ca să aibă trecere înaintea fraților să facă aceste lucruri. Cartea ar putea fi numită Manualul Lucrătorului, pentru că Pavel scrie această carte unui lucrător tânăr și îi dă indicații cum să lucreze. Manualul pastorului, al prezbiterului, al diaconului, manualul lucrătorului este unul Timotei. De aceea, în conferințele pastorale, de obicei, foarte des se citează texte, versete din Timotei, pentru că Pavel scrie unor lucrători, ca și cum ne-ar scrie nouă astăzi. Și care este schița acestei cărți? Uh, Conținutul acestei cărți este foarte sistematic și foarte bine așezat. Capitolul 1, versetele 1 la 20. În primul rând, se prezintă pe sine în calitate de expeditor. Spune și cine este destinatarul și spune cuvinte de salutări. Versetele 1 și 2. Prezintă expeditorul. Prezintă destinatarul și cuvinte de salutare. Adică eu, Pavel, îți scriu lui Timotei, salut Timotei, pacea Domnului, bine te-am găsit. Apoi, prezintă erezia și nevoia pastorală din Efes, între versetele 3 și 11, prezintă erezia și nevoia pastorală. De la Versetul 3 la 11 Pavel face lucrul acesta. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să se țină de învățătură. Cine trebuia să poruncească în biserică? Timotei. De ce? Pentru că a fost așezat pastor în biserică. La dumneavoastră în familie cine poruncește? Toată lumea? Și copiii, și nepoții, și vecinii, și musafirii, cine poruncește? Ei, în biserică, Pavel spune lui Timotei, tu să poruncești. Păi oamenii se vor enerva când le poruncesc. Eu nu-ți scriu cum vor reacționa oamenii, eu îți scriu cum trebuie să acționezi tu. Poruncește să nu aibă nimeni altă învățătură decât învățătura pe care am implementat-o eu în perioada în care am stat la Efes. Să nu vă îndepărtați de învățătura aceea. Dacă cineva aduce altă învățătură și vă aduce, ai grijă, nu permite treaba asta. Pavel pe Timotei îl face responsabil de calitatea învățăturii din biserică. Citiți până la versetul 11, nu citim acum că acum e scop de introducere. Apoi de la versetul 12 la 17, Pavel își spune mărturia personală. De ce? Pentru ca să demonstreze cine este el în Hristos. Și se încheie capitolul 1, versetele 18 la 20, prin porunca adresată lui Timotei. Porunca pe care ți-o dau fiule, e versetul 18, porunca pe care ți-o dau fiule este, și până la versetul 20 îi spune care e porunca, îi adresează o poruncă, un obiectiv, un scop. Capitolul 2, versetele de la 1 la 9, prima parte, Pavel îl învață pe Timotei cum să se roage în biserică și cum să rânduiască rugăciunea în biserică cum să rânduiască rugăciunea în biserică. Uitați ce spune. Vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni pentru toți sfinții. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Versetul 8. Versetul 9. Vreau ca femeile să se îmbrace în chip cu vincios, cu rușine, cu sfială și așa mai departe. Observați, Pavel vorbește despre rugăciune în biserică, în public, în mai multe ipostaze. Cum este atunci când pastorul dă o sugestie, o recomandare cu privire la rugăciune? Dar ce tu ne spui cum să ne rugăm? Dar cine să spună? Administratorul? Mergem mai departe în capitolul 2. A doua parte a capitolului 2 e versetul 9, partea a doua, până la versetul 15. Pavel lămurește poziția femeii în biserică. Mă veți întreba, femeia are o poziție diferită de a bărbatului în biserică. Răspunsul meu este bineînțeles. Mergem la capitolul 3. Capitolul 3 are 16 versete și Pavel în aceste 16 versete vorbește despre trei lucruri. Primul, prezintă cerințe pentru prezbiteri. Când spun cerințe, mă refer la criterii de selecție și mă refer la lucruri pe care un prezbiter ar trebui să le aibă. Este adevărat că un prezbiter trebuie să aibă lucruri în viața lui mai evidente decât un membru. Și prezbiterul și membru din biserică sunt copii ai Domnului și trebuie să fie la fel de pocăiți. Dar când vorbești despre un lider, vorbești puțin diferit decât despre un membru. De aceea Pavel, știind lucrul acesta, spune cum ar trebui să fie un prezbiter. Apoi, el spune de la 8 la 13 cum ar trebui să fie un diacon, și de la 14 la 16 sunt instrucțiuni concrete pentru uh, Timotei. Mergem în capitolul 4. Aici, Pavel, primul lucru pe care îl spune versetele de la 1 la 6, să combată învățăturile mincinoase. Uite cum începe. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Cine sunt unii? Unii din lume? Păi aia din lume n-au credință, n-au de ce să se lepede. Dar de unde? Din adunare. Se vor lepăda de credință unii din adunare? Da. Se poate? Bineînțeles. S-a întâmplat și pe vremea lui Pavel, nu numai în anul 2001. Unii se vor lepăda de credință, de ce? Ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Pe vremea lui Pavel s-a întâmplat asta? Păi scrie Scriptura, fraților. De duhuri înșelătoare, da. Și Pavel de ce i-a lăsat? Păi n-a depins de bietul Pavel, că decât să mai mult decât să-i spui ce poți face. Hotărăsc eu ce e mintea omului, ce e in inima omului. Hotărăsc eu dacă vrea să fie rău, să se alipească de duhurile dracilor. Poate cineva să-l oprească? Nu poate nimeni. E o alegere personală, e un mod de viață personal. Și oamenii ăștia azi din adunare, bineînțeles, să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. De ce? Pentru că sunt abătuți de fățărnicia unor oameni, iată dar, niște oameni fățarnici îi abat. Ce înseamnă îi abat? Îi conving să fie așa. Nu vreau să insist asupra acestui lucru, dar e una dintre marile dureri pastorale. Un măr stricat strică mere stricate în jurul lui. Adică un om rău îi va convinge și pe alții să fie răi, la fel ca el, argumentând de ce e nevoie să fie așa. Pavel demască lucrul acesta prin epistolă și îi spune lui Timotei, să ai grijă, unii din biserică vor cădea în învățături înșelătoare. Cum e posibil? Oameni fățarnici îi, va, îi vor atrage de partea lor. Cum? Așa îi va atrage. Azi îi spune, mâine îi spune, poi mâine îi spune, până când îl câștigă. Citesc în 1 Timotei, capitolul 4, versetele 1 și 2. Și apostolul continuă și în versetele de la 7 la 11 spune următorul lucru. Practicarea Evlaviei. Ferește-te de basme lumești, caută să fie Vlavios și așa mai departe. Și încheie capitolul 4, versetele de la 11 la 16, spunând pildă de viață și învățătură. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască și începe să explice ce și cum. Capitolul 5, penultimul, vorbește despre, iertați-mă, responsabilitatea lucrătorilor. Aici sunt trei gânduri, versetele 1 la 2, în relația cu tinerii și cu bătrânii. Cum să te poți cu tinerii, cum să te poți cu bătrânii? Versetele de la 3 la 5, cum să te porți cu învățătorii falși? Nu mai uitați-vă în Scriptură cât de mare e diferența între cum să te porți cu copiii, cu tinerii și cu bătrânii și cum trebuie să te porți cu învățătorii falși. Nu mai uitați-vă dumneavoastră în Biblia dumneavoastră, versetele 1 și 2, prima categorie, versetele 3 și 4, în a doua categorie. Nu mai uitați-vă în Scriptura dumneavoastră pentru că noi de aici trebuie să ne tragem învățătura, nu din, nu din altceva, indiferent ce înseamnă altceva. Și apoi cum să te porți în relație cu ceilalți lucrători, de la 17 la 25. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste și mai ales cei ce se ostenesc cu predicarea. Scriptura spune, nu lega gura boului, adică, înțelegeți, versetul 19, împotriva unui prezbiter, să nu primești împotrivire din gura, decât din gura la mai mulți martori, că unul poate din ură să spună lucruri neadevărate despre el. Și nu-i vorba de oameni care își dau cu presupusul, ci e vorba de martor. Ce înseamnă martor? Martor înseamnă cineva care depune o declarație. Care spune, da, pe mine, dacă e nevoie, mă chem martor. Nu om care vine și spune, dar după aceea zice, pe mine să nu mă chem. Păi dacă nu te chem, eu cum pot susține ce mi-ai spus tu? Vă întreb judecătorul, cum ar putea să judece un acuzat dacă cel care e martor ar spune să nu mă chem la judecată că eu nu mă amestec în asta. E dacă nu te amesteci în înfățișare, să nu te mai amesteci nici în vorbire. Dacă mie îmi spui un lucru despre fratele și nu vrei să stai ca martor, atunci eu cum mă duc la fratele? Că fratele îmi va spune, adu adun pe cel care ți-a spus. Și dacă dumneata nu vrei să vii, eu atunci ce fac cu fratele? Mi-l fac dușman degeaba. Un lucru e clar, dacă nu vrei să stai martor, că un lucru nu se poate judeca fără martori, nici în cer, nici pe pământ. Vorbele n-au nicio valoare. Că vorbe sunt multe, și adevărate și neadevărate. Și dacă nu-i martorul, dar martori, la plural, să le susțină, atunci de unde să știu eu că el are dreptate sau el are dreptate? Vedeți, Apostolul Pavel a fost atât de înțelept încât a rostit aceste lucruri lui Timotei în situația în care va fi pus să judece între frate și frate, între soră și soră, între familie și familie sau în anumite cazuri, tineri și așa mai departe. Îl învață cum să procedeze. Întreb eu, nu era limpede pentru Timotei ca om din lume să știe cum să nu ne învață și firea cum să procedăm? Ba da! Dar Pavel vine și ne spune pe deasupra cum ar trebui procedat și spune următorul lucru, din start, respectați-vă pe cei care predică Evanghelia, dar asta nu înseamnă neapărat că indiferent de ce fac, noi trebuie să tăcem. Nu asta vrea să spună Pavel, vrea să spună la modul general respectații și dacă împotriva lor se ridică acuzații, ele trebuie susținute cu martorii, cu i la plural. Și în baza martorilor, a dovezilor, a argumentelor, discutăm problema. Nu vreau să insist asupra acestor probleme, la vremea potrivită vom insista, dar trecem numai la modul general peste ele. Încheiem cu capitolul 6 într-un minut. Versetele 1 și 2, învățături pentru sclavi. În vremea aceea erau sclavi, acum nu mai sunt. Versetele de la 3 la 5, învățături pentru învățătorii falși. 6 la 10, pentru creștini în general, 11 la 16 și 20 la 21, special pentru Timotei, ceva personal. Asta a fost doar între Pavel și Timotei. Și versetele 17 la 19, învățătură pentru cei bogați. De ce pentru cei bogați? Pentru că a fi bogat e o slujbă. Cum? Să, să administrezi banii. E mai ușor de a administra sărăcia decât bogăția. Să administrezi bani este mai, uneori mai greu decât să administrezi oameni foarte greu să administrezi bani. Și Pavel îi tra tratează într-un fel bogăția ca pe o slujbă. E o mare responsabilitate pentru omul bogat. Aș vrea să închei, scumpă biserică, și scopul meu este să vă aduc aminte de ceea ce noi spunem mereu și mereu, toți predicatorii spun Biblia în sus, Biblia în jos. Scopul nostru duminică dimineața este să cercetăm Biblia. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.